Marian Rotaru a ajuns din nou protagonistul unui incident, scandal de Gorj. Publicația recent relansată a publicat o poză în care directorul Direcției de Patrimoniu Târgu Jiu îi se face pedicura la birou. Potrivit jurnaliștilor de la Scandal de Gorj, directorul Rotaru ar fi obligat-o pe femeia de serviciu a instituției să-i facă pedicura după ce îi moaie picioarele într-un lighean chiar în biroul său de director. Știrea din publicația Scandal de Gorj a șocat pe toată lumea și l-a plasat pe Marian Rotaru în mijlocul unui nou scandal. Directorul Direcției de Patrimoniu a declarat că în anul 2016, cred că în luna septembrie, dacă nu mă înșel, am avut o luxație la picior și am fost la urgențe la spitalul din Târgu Jiu, pot să vin și cu documente în acest sens, și mi s-a recomandat să pun la picior o fașă elastică cu cuburi de gheață. Asta este toată explicația pe care vă pot da. Ce s-a întâmplat cu colegii care au făcut acea poză și cu ce vă arată dumneavoastră, nu este absolut nimic decât mi-a pus o fașie de elastică cu gheață. Am luat câteva cuburi de gheață și mi l-a pus la picioare. Aveați luxație la ambele picioare? Poftiți? Aveați luxație la ambele picioare? Nu, la piciorul cel care l-aveam în lighean am o gută și mi-a recomandat medicul să-l țin în gheață și piciorul celălalt. Deci nu este absolut nimic. Nu cred că sunt omul care să pun subalternii să-mi facă așa ceva. Este rușinos ce se declare, ce se întâmplă. Imaginile au fost comentate și de edilul Marcel Romanescu. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Rotaru este de acum 2 ani de zile de când am fost angajat la Direcția de Patrimoniu. Dar nu e o problemă. Noi ne facem datoria și respectăm legea. În perioada următoarelor ore voi cere o notă explicativă. Sunt sigur că nu o voi primi imediat, pentru că domnul Rotaru în acest moment este la niște cursuri la București. Dar în momentul în care se întoarce de la București, va trebui să-mi spună exact ce s-a întâmplat. Sunt oameni din Direcția de Patrimoniu care mi-au adus la cunoștință anumite aspecte și cel puțin anul trecut am ținut cont de aceste aspecte. Știți foarte bine că este unul dintre angajații care n-a primit calificativul maxim atunci când am făcut evaluare. Nu este pentru prima dată când Marian Rotaru este implicat în astfel de scandaluri.